ceva deosebit în lada cu comori. Odată un tânăr se plimba prin pădure și a găsit o ladă mai veche. Nu putea să-și înfrâneze curiozitatea, tot gândindu-se oare ce putea fi în lada aceea. Bani din aur, bijuterii, harta unei insule pe care i-a ascunsă o comoră. Dar tânărul nu avea uneltele necesare pentru a o desface. Luând lada sub braț, s-a dus la bătrânul ghicitor, care locuia într-o cabană prin apropiere. Bătrânul se tot uită la ladă, o suci, o mirosi, oftă de multe ori, iar la urmă spuse: este ceva deosebit în ea. Dar ce? Aur, bijuterii? Ceva deosebit, tot repeta bătrânul. Mai mult nu-ți pot spune. Tânărul era din ce în ce mai nerăbdător, pentru că era sigur că este o comoară în ea. Îi mulțumi bătrânul și luându-și lada, porni grăbit spre casă. Ceva deosebit, repeta el tot timpul, asta trebuie să însemne o comoară, dacă așa a spus bătrânul. Nu a mai putut aștepta până să ajungă acasă și se hotărâ să deschidă lada chiar acolo, pe marginea drumului. Căută o piatră și lovi de atâtea ori lada, până ce aceasta se sparse. În ladă, în schimb, nu găsi decât o rădăcină de plantă și ea distrusă din cauza atâtor lovituri. Dezamăgit, tânărul se întoarse la bătrânul ghicitor și spuse: mi-ați spus că este ceva deosebit în ladă. Nu era decât o rădăcină de plantă. Tinere, eu ți-am spus că e ceva deosebit în ladă. Nu ți-am spus că sunt comori sau aur. Tu ai crezut că în ladă este ceea ce ai vrut tu să fie în ladă. Nu înseamnă că eu nu am avut dreptate.